activitatea mea muzicală, la moment lucrez asupra unui videoclip la o piesă mai veche, în limba rusă. De fapt are și traducerea acestei piese în limba română, se numește Nu pierde dragostea, în limba rusă se numește Netereatilibur. Sper eu cam vreo 2-3 săptămâni să finisem acest lucru și nu știu dacă am să-i fac o lansare foarte mare acestui videoclip, iarăși, pentru că piesa nu este nouă. Dar foarte multe mesaje pozitive și plăcute am primit, anume pentru varianta rusă a piesii și de asta m-am gândit eu că i-aș face și o videosusținere, pentru că atunci evident că piesa are și mai multe vizualizări datorită unei linii video. În afară de aceasta, am foarte multe schițe la piese noi, dar nu m-am apucat niciuna să o duc la bun sfârșit, nu știu, pentru că știți cum sunt piese care în timp, știu că într-o jumătate de oră sau într-o oră venea, buhnea și apoi devenea un șlagăr adevărat. Cred că nu am nicio piesă din asta, decât la foarte multe melodii care le am chiar și în telefon la mine, dar cred că ceva nu le ajunge sau nu sunt gândite până la sfârșit. Uneori se întâmplă și așa, ca și în pictură, ca și în oricare creație făcută, deci... deci trebuie să nu de o mașină, dar de un creier uman. Dar eu foarte mult îmi doresc o piesă nouă, una foarte ritmică, una foarte pozitivă și sper eu până la sfârșitul lunii mai să scot o piesă nouă, una de vară, așa că toată lumea să poată să se bucure de ea în perioada estivală a anului. În afară de aceasta, iar suntem în pregătirile spectacolului de caritate de 1 iunie împreună cu Aura. Spectacolul care deja va fi al 5-lea an consecutiv făcut împreună cu Teleradio Moldova. Un spectacol care acumulează finanțe în baza vânzărilor de bilete și împreună cu Liliana Palihovici, pentru că este sub patronajul ei deja de 3 ani acest spectacol, aceste finanțe sunt făcute în formă de donații centrelor culturale rurale care le avem sau achiziționarea unor cărți în bibliotecile rurale sau achiziționarea instrumentelor muzicale în, iarăși la țară, pentru că deseori ne ciocnim cu problema că dacă pentru copii bolnavi sau familiile numeroase de copii se mai găsesc niște resurse financiare, păi atunci pentru ridicarea nivelului de cultură a copiilor, pentru copiii sănătoși, pentru copiii care și-ar dori undeva să petreacă timpul și nu prea au, pentru că nu se investește în acest lucru, nu mai ajung finanțe din bugetul statului. Și am zis că noi vrem banii anume să investim în dezvoltarea culturală, spirituală a copiilor. Și nu sunt bani foarte mulți, dar în fiecare an aceste sume variază între 60 și 100 de mii de lei, care sunt făcute în forme de donații. Care merg în susținerea copiilor. Da, da. Și nu a unui copil, dar în special a centrelor. Cercurilor de creație, școlilor muzicale, grădinițe de copii am avut unde am făcut terenuri de joacă pentru că mergeau 150 de copii și săreau pe garduri și nu aveau ce face. Și ne bucurăm foarte mult atunci când putem aduce această bucurie copiilor sănătoși, dar ei tot au nevoie de atenție, tot au nevoie de o dezvoltare frumoasă. Și eu, nu știu, asta am văzut, că atunci când pleci într-o țară, prima ce vezi este nivelul de cultură, este tradiția pe care o cunoști în țara asta. Evident și situația economică, dar eu cred că dacă de mic copil implementez copilului că el trebuie să se dezvolte armonios, că trebuie să creeze, atunci el crește cu aceste gânduri, că trebuie să facă ceva pentru el, pentru cel aproapele care este lângă dânsul, pentru întregul sat și apoi pentru întreaga țară. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți și pentru interviu.